Mă așteptam ca justiția să constate că poliția nu știe drepturile omului și să anuleze un proces verbal, o amendă aplicată pe 2 iunie anul ăsta la gara de Nord București, unde de jumătate de an mă ocup de refugiați și refugiate și unde, mai ales atunci, în primele luni eram hărțuit de către poliția feroviară de la gara de Nord și mi-au aplicat mai multe amenzi sau doar mă hărțuiau așa ca să nu mă simt bine acolo la locul de muncă. Dar n-a fost să fie. Pe 21 decembrie, după ce a amânat odată pronunțarea, judecătoarea Ungheanu M.G. a zis că îmi respinge plângerea și îmi dă drept să fac apel în termen de 30 de zile. Menține procesul verbal de constatare a contravenției din 2 iunie. Dacă poate nu vă amintiți, e vorba de acest incident care se întâmpla în holul secției de poliție de la gară, unde intrasem cu o persoană refugiată să recupereze bagajul pe care îl rătăcise cumva prin gară și a ajuns la paznici, după aceea la poliție, și unde m-a găsit, iată, acest trio de polițai, șeful lor fiind comisarul Coman și cu câteva zile mai devreme comisese și el o aroganță și încerca să mă intimideze. Probabil primiseră atunci indicație, ordin să mă hărțuiască care și cum poate mai bine. Și iată, s-au executat subalternii lui. Toți trei au pornit camerele de corp, dar nu le-au prezentat în instanță. Și încercau să mă legitimeze. De ce? Pentru că așa vor ei. Pentru că ci că i-aș fi ofensat. Ei, când au intrat în hol acolo, mi-au zis să nu filmez. Eu eram cu telefonul în mână, dar stăteam pe scaun și vorbeam cu omul celălalt. N-aveam ce să filmez acolo. Nu era nimic de filmat și oricum aveam dreptul să filmez acolo. Și le-am zis, dar ce aveți, o obsesie pentru camera mea și pentru filmați? Hop! Și-au pornit ei bodycam-urile. Obsesie sau obsedați, cum am zis eu, au considerat cuvânt insultător pentru poliție. Până la urmă au zis că nu e nevoie să mă legitimez pentru că ei oricum știu cine sunt eu, chiar se spune asta la cameră. Și mi-au zis să aștept că voi fi amendat. Dar eu eram la lucru. M-am dus cu ucraineanul, am recuperat bagajele și l-am urcat la tren sau la avion, nu știu unde se ducea el. Oricum, trenul a mers la aeroport. După care am revenit și l-am întrebat pe însul ăsta. Îmi dai amendă? Ai proces verbal să-l semnez? Și el a zis că nu, că prea târziu, că prea devreme, că trebuia să aștept, să nu știu ce. Și după care am primit acasă amendă de 1000 de lei, 500 că nu m-aș fi legitimat și 500 pentru că l-aș fi ofensat zicând că e obsedat, că are obsesie. I-am zis după aceea că e și incompetent și continui să cred și să declar chestia asta pentru că îl consider și obsedat de camera mea video și cam incompetent în materie de drepturile omului. Și mă așteptam să înțeleagă chestia asta magistrata Ungheanu. Dar se pare că nu. Se pare că femeia născută cel mai probabil după Revoluție, pentru că părea tinerică, sub 33 de ani. Se pare că n-a înțeles mare lucru din ce a învățat la facultate sau îi se pare mai important ce se vorbește pe culoare, ce se spune printre magistrați, că nu ne atingem de organe. Cum vreți, i-am zis și în ședință, o respingere a demersului meu va deschide calea mea spre Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu plângere deja împotriva statului România, dar evident voi face întâi un apel, un recurs, voi contesta și decizia ei pentru că nu o consider legală și rezonabilă. Cred că e vorba de intimidare, de hărțuire din partea acestor polițai, din călcarea procedurilor. Și e totală lipsă de fapt, adică opinia mea, judecata mea de valoare despre competența și despre obsesia lor e protejată de lege, de Constituție.
și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Deci voi invoca din nou articolul 10 din Convenție, dar să știți că e, va fi vinovat dacă Curtea de Apel, Tribunalul, îmi va respinge și el recursul, apelul, să știți că vor fi vinovați de condamnarea la CEDO a României, judecătoarea Unghianu și cu acel polițai de care nici nu vreau să mă deranjez să-i aflu numele, pentru că e oricum deja celebru cu acest video și în care video apar și ciracii lui. Mai am o veste nasoală de la Chișinău. Tot zilele astea, la sfârșit de decembrie și la sfârșit de an, s-a încheiat în sfârșit un dosar pe care l-au morsocat 11 ani jumătate. E vorba de agresarea mea la Universitatea Slavonă. Cine e mai în vârstă și mă urmărește de mai mult timp știe despre acest caz. Dosar, caz în care m-a agresat nu doar Andrei Babenco, care era directorul Universității Slavone, dar și încă trei subalterni ai lui. M-au mai agresat verbal niște femei care erau acolo, tot subalterni angajate de ale lui Babenco. Mi-au smuls camera din mână, m-au ținut sechestrat o vreme. Procuratura Buiucani, nu, Râșcani, municipiul Chișinău, a ținut vreun an dosarul acela. S-a ocupat una, Snejana Cazacu, o procurare, după care a preluat dosarul acest Oleg Rusu, care după aceea a fost prins cu mită și sper că a fost condamnat, dar n-am stat să-i urmăresc cazul, oricum e simptomatic ce fel de procurori s-au ocupat de cazul ăsta penal. Iar peste un an au trimis dosarul în judecată cu învinuire pe huliganism, articolul 287, doar împotriva a lui Andrei Babenco. Nimic n-au zis despre cei trei complici ai lui, din contra, procurorii i-au transformat în martori. Iar judecătorul Oleg Melniciuc, ăsta aici care o face pe inteligentul, încă după vreun an de examinare în instanță, a scos sentință de achitare. A amânat cât a putut, după ce a scos sentință de achitare. Îl apăra în instanță avocatul Frunză pe Andrei Babenco, colega lui de la Universitatea Slavonă, preda drept acolo și cine știe ce relație, ce înțelegere aveau ei, că după aceea a venit să-l reprezinte și după ce a dat Babenco ortul popii, o reprezenta pe nevasta lui, tot clanul Babenco. Video-ul a fost atunci arhidifuzat de televiziunile care existau, a făcut carieră și pe internet, are vreun milion de vizionări pe un site moldova.org, pe un canal moldova.org. Pe canalele mele are mai puține accesări, dar asta e irelevant. Cu astfel de probe video, totuși, prima instanță Melniciuc l-a achitat și a zis că e nevinovat. A doua instanță s-a mai căcăit un an în complet. Era chiar judecătorul Ion Pleșca, președintele Curții de Apel, și în mod excepțional o singură dată a admis plângerea mea și a constatat că e vinovat Babenco, dar sentința lor era tot foarte ciudată, îl punea să-mi plătească vreo 4.000 de lei pagubă morală și nu spunea nimic despre dauna pe care mi-a cauzat-o, distrugând-o în camera video LCD-ul pe care l-am reparat cu vreo 4.000 de lei atunci, în anul 2011-12, după ce a avut loc incidentul. Decizia Curții de Apel a fost anulată după aceea de Curtea Supremă. Uitați-vă de câte ori s-a examinat acest dosar al lui Andrei Babenco și cu foarte multe amânări, cel puțin câte un an se examina în fiecare instanță, iar la Curtea Supremă dura și mai mult de un an, chiar dacă acolo ședințele se fac fără participarea părților, fără audierea martorilor, fără examinarea probelor, doar recursurile se examinează. Totuși, la Curtea Supremă și de foarte multe ori s-a examinat dosarul și de foarte multe ori s-a amânat, astfel cap în cap s-au adunat 11 ani jumătate
până când s-a scos o astfel de sentință, decizie a Curții Supreme, tot foarte ciudată. Se admit recursurile ordinare, se casează parțial decizia instanței de apel și sentința primei instanțe în partea respingerii acțiunii civile. Deci, judecătorul Melniciuc a respins acțiunea mea civilă pentru că l-a declarat nevinovat pe Babenco, iar despre ceilalți n-a spus nimic, chiar dacă eu am cerut să fie anulate ordonanțele de transformare a lor în martori și tot așa. Melniciuc n-a spus nimic despre chestia asta. Curtea de apel, când l-a condamnat pe Babenco, tot n-a spus nimic despre cererile mele de anularea ordonanțelor despre cei trei complici ai lui. Și n-a spus nimic despre cererea mea, despre acțiunea mea civilă, sau a interpretat-o într-un mod foarte ciudat. Acum, ci că se admite recursul meu și al avocatei Viorica Grecu, dar în partea respingerii acțiunii civile, zice că instanța nu se pronunță asupra acțiunii civile. Până acum celelalte instanțe ori o admiteau într-un mod ciudat, ori o respingeau. Curtea Supremă zice că totul revizuiește, dar nu se pronunță. Și acum ce să fac? Să fac o altă acțiune civilă în condițiile în care doi din cei patru agresori deja au murit și unii mă acuză pe mine că i-aș făcut să moară. Prin faptul că am cerut dreptate, am cerut să fiu îndreptățit, să fiu cumva satisfăcut în instanță pentru faptul că am fost sechestrat, agresat și încă mi s-a distrus bunul. Mi s-au încălcat drepturi fundamentale. Pentru că m-am adresat la instanță, la poliție, pentru că am filmat și am făcut public chestia asta, eu sunt vinovat pentru fapta lor ilegală, penală, care nu e doar huliganism. Eu am insistat să fie învinuit și pentru sechestrare. Dar eu nu mă sunt vinovat nici pentru moartea lor, nici pentru faptul că am fost și am filmat acolo, nici pentru faptul că s-a simțit hărțuită după aceea victima, studenta care m-a chemat la Universitatea Slavonă, pentru că m-am dus acolo în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Eram reporter la sau realizator de emisiune la Jurnal TV și m-am dus pentru emisiunea mea să documentez acest caz. Și fata a vorbit o vreme la procuratură, a fost martoră sau ce era? Da, martoră de partea victimei. Dar după aceea nu știu ce au făcut, a intimidat-o, au speriat-o și a dispărut din țară. A plecat în Rusia, unde i s-a dus, unde a văzut cu ochii, o fi în Occident acum, nu știu unde a ajuns Iulia Cernei sau cum o chema pe fata aceea. Și n-a mai venit în instanță de judecată. Și era singura martoră care m-a apărat pe mine, dar nu era necesară nici ea, pentru că erau imagini video. Ce stratageme au folosit ei, că imaginile ar fi trucate, că nu știu ce neadevărate, asta e altceva. În cazul ăsta eu mai degrabă cred că nu e vorba de incompetența a procurorilor, a judecătorilor, eventual și a avocaților care au examinat cazul ăsta, ci mai degrabă e vorba de corupție. Cel mai probabil, judecătorul Melniciuc a luat o grămadă de bani și procurorii, cine o mai fi fost acolo, Snejana Cazacu și rusul acela, cel mai probabil au luat o grămadă de bani ca să transforme dosarul într-o epavă. Acum justiția moldovenească s-a compromis definitiv în anul 2022, la 11 ani jumate de la faptă, s-a compromis definitiv cu această decizie a Curții Supreme de Justiție după un an și ceva. Între timp, tot cu ajutorul Vioricăi Grecu, avocat Năzdrăvană, am dat statul în judecată pentru că se tergiversează prea mult acest dosar și am reușit să câștig în baza legii 87. Statul mi-a plătit despăgubiri pentru că tergiversează procesul. Dar acum va trebui, probabil, printr-o decizie CEDO, să îmi plătească despăgubiri și să constate că mi s-a încălcat dreptul la justiție echitabilă pentru faptul că am fost sechestrat, agresat, mi s-a distrus bunurile. Trebuia să fie cineva vinovat. Dacă n-a putut justiția, poliția, procuratura moldovenească să facă dreptate,
Înseamnă că ei mi-au încălcat cu toții, statul Republica Moldova, mi-a încălcat drepturi fundamentale și va trebui să îmi plătească despăgubiri. Acum să stau să caut câți judecători și câți procurori s-au ocupat de dosarul ăsta, vedeți aici câte ședințe au fost, câți au încasat salarii pentru nimic facere, am putea să constatăm că nu merită întreținută așa justiție din bani publici, pentru că ea mai degrabă face dreptate pentru cine are pile. Andrei Babenco are fecior, avea fecior. Na, feciorul și acum mai trăiește, era avocat, era deputat comunist, după aceea a fost șeful unui serviciu de stat pentru problemele minorităților, ceva de felul ăsta. Deci dacă ai pile sau dacă plătești, se face oricum dreptate. Nu contează ce prevăd legile. Sper să ajungă după gratii și procurorul rusu, și Oleg Melniciuc, și alții din ăștia care au participat la acest dosar, ceea ce le doresc și magistraților, și polițiștilor din dosarele de dincoace de Prut din România. Deci, iată, astea două țări românești sunt numai bune de unit, la fel de corupte și de insensibile la prevederile legale și la drepturile omului. Așa impresia am eu în decembrie 2022, de aici, de la București. Voi ce părere aveți?